Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Azi aș vrea să vă prezint mașina de găurit GSR 18V110C de la Bosch. Este vârful de gamă care se găsește în momentul actual. Nici asta nu prea e pe stoc. Inițial am vrut să achiziționez modelul 150C, dar acela văd că încă nu este disponibil. L-am cumpărat pe acesta, vine solo fără acumulator și un fapt neobișnuit, el a venit în cutia asta de carton. Deci așa a venit cu eticheta asta pe ea, de la atelierul tău.ro l-am cumpărat și nu știu dacă mai sunt pe stoc sau nu, dar de obicei celelalte scule solo le reprimeam într-o cutie mai elegantă, mai... În fine, mașina este nouă, n-a fost folosită, deci nu sunt probleme de genul. Are posibilitatea să-i montăm un modul Bluetooth. Are 25 de trepte de ambreiaj și aici avem comutatorul acesta care mi se pare un lucru foarte bun, deci nu trebuie întotdeauna să învârtim de acest inel. Dacă vrem să comutăm pe găurire, am comutat-o. Acesta nu are percuție, deci lipsește și funcția de ciocan. Acesta este eticheta lui, ia să-l aduc mai aproape. Fabricat anul acesta, mecanismul aici, corpul este din metal, foarte bine asamblată, funcție kickback, a venit cu clema de prindere la centură și cu acest suport pentru biți. Avem și mânerul suplimentar în cutie, acest mâner care se montează ușor. Poate fi montat în mai multe poziții, se trage aici de acest, ne arată săgeata, o tragem în jos, el are niște dinți, din câte am văzut aici pe corpul mașinii, unde el se prinde foarte bine. Deci e foarte practică treaba asta cu arc, nu am văzut la alte mașini. Deci tragem în jos de partea asta de mâner, introducem în mandrină și după aia strângem. Și putem fixa în ce poziție vrem noi. Și stă foarte bine. Mânerul este nici prea lung, nici prea scurt. Cred că este o mărime bună. Se scoate ușor, se demontează, se pune ușor. Este un model cu motor brushless. Are două trepte de viteză, pe treapta 1 avem parcă 480 de rotații, pe treapta 2 ajunge până la 2100. Schimbătorul de viteze merge foarte bine, este ferm, destul de ferm butonul acesta, iar inelul de selecție de pentru cuplu de strângere merge foarte ușor, are niște adâncituri foarte pronunțate, poți să-l prinzi bine cu mâna, dar mandrina mi s-a părut un pic mai scurtă, este o mandrină metalică de la Röhm, este mai scurtă. Bine, adaptorul acesta poți să-l scot, nu-i problemă, ia să vedem. Deci este o mandrină care prinde de la 1,5 până la 13 mm, are aici corpul acesta mai scurt, inelul acesta din față se învârte, e un lucru bun când avem mandrina strânsă, că la unele modele inelul acesta din față nu se învârte. Este complet metal, este o mandrină de calitate de la Röhm, nemțească. Da, este destul de grea mașina, acum nu pot să vă spun câte kilograme are, pentru că pe cutia asta nu scrie altceva nimic. Aici în cutie cred că mai avem și o bară de, să vedem pe eticheta asta, da, nu,
Și kickback control avem pe mașina asta. Posibilitatea atașării unui modul de comunicație pentru Bluetooth. Vine aici în mâner, nu l-are din păcate, costă separat cam vreo 140-150 de lei acel modul, dar eu cred că deocamdată nu o să am nevoie, nu prea folosesc Bluetooth pe scule, eventual la telemetrul cu laser, când mai salvez niște măsurători, dar în rest pentru o bormașină nu o folosesc. Kickback controlul l-am testat și este pe măsura preferințelor mele, deci nu vreau să-l modific prin telefon, nu vreau chestii din astea. Poate pe viitor o să văd, dar el așa vine la pachet, fără modul. Mai are o bară de limitare a adâncimii în cutie. O tijă rotundă, din câte am văzut, nu e gradată, nu e... Și asta intră aici. N-are gradații, n-are nimic. Deci o tijă din inox. Da. M-a surprins, v-am spus, cutia asta de carton. Nu mă așteptam la așa ceva. Poate și eticheta asta a fost făcută la imprimantă pe undeva. Mă rog, mașina funcționează, are toate accesoriile, cârligul pentru centură și are și un suport de biți. Aici, pe o parte pot să montez una, pe o parte avem clema asta. Are, cred că 2 kg cu acumulator cu tot. Comutatorul acesta îmi place, este mare. Și comutăm direct de pe înșurubare pe găurire. Iar ambreiajul are și o funcție mai interesantă. Uite, de exemplu, dacă intră ambreiajul mecanic, se oprește și motorul. Deci ia să facem un mic test. Am trăgaciul apăsat de tot și nu mai merge. Se oprește și motorul. Imediat după ce intră ambreiajul, se oprește motorul și țin trăgaciul apăsat, îi dau drumul. Deci n-am mai văzut așa o combinație de ambreiaj electronic cu ambreiaj mecanic. Bine, nu cred că tot ambreiajul mecanic este baza. El intră cu întârziere, cum mută inelul acesta. S-a și oprit. După, imediat cum intră ambreiajul, iese și oprește. Da, interesant. Dezvoltă cică cuplul maxim este de 110 N, dar eu nu cred acest lucru, cred că e pe la 85 undeva cupluri soft la această mașină. Eu am căutat inițial și modelul 85C, care am înțeles că era cam identică cu asta, dar aia ori nu se mai produce, nu l-am mai găsit și am rămas cu asta. Dar e o mașină foarte robustă, foarte bună. Motorul brushless. E destul de silențioasă, solidă. Eu folosesc cu acumulatorii aceștia Procore de 4A. Eu zic că se descurcă cu astea, mai mare nu prea trebuie, că după aia devine o mașină foarte grea. Dar pentru lucrări mai solicitante, pentru alea le-am luat, nu pentru lucrări mici, am mașină de 12V. Dar pentru lucrări, pentru carote mari și pentru mandrina de 13 mm, în care pot prinde și carote mai cu coadă mai mare, în celelalte nu prea am avut cum. Da, îmi place mașina, cred că și din punct de vedere al designului este o mașină foarte bună, cauciucată, mânerul
este unul subțire. M-am obișnuit cu cele de 12 volți, care au mânerul așa mai gros, are și acumulatorul în mâner. Ăsta e mai gros când îl ținem în mână, dar mașina asta e vine foarte, foarte bine să se așează. N-are alte butoane, n-are alte setări ca să poți să reglezi iluminatul de lucru. Aici LED-ul acesta. La modelul 150C am văzut că are butoane pentru reglarea sensibilității la kickback control. Acesta e mai simplu, dar eu mulțumit așa cum arată, cum se simte mâna. Am dat câteva găuri, putere are, deci sper că o să fiu mulțumit. Și poate în viitor, nu știu dacă o să iau și modulul acesta, nu știu, l-au pus cam prost aici capacul ăsta. Da, mă rog, o să vedem pe viitor dacă o să cred eu că e necesar sau poate vreo funcție nu prea funcționează cum vreau eu, de exemplu sensibilitatea kickback controlului, atunci probabil o să achiziționez și modulul acela de Bluetooth ca să fie totul mai ok. Cam atâta despre mașina asta, vă doresc o seară bună și ne revedem la un alt video.